Se pare că iarăși avem parte de ceartă în casa Mireasa, pe când îi lăudam și eu că, uite, o atmosferă relaxantă și liniște și pace duminică după amiază în casa Mireasa. Se pare că cei aici de față s-au certat puțin de la jocul acesta, ca niște copilași. Din ce am înțeles, Andrei și Roberto au trișat puțin la joculeț și se pare că Andrei trebuia să mimeze ceva și Roberto o să recunoască despre ce este vorba și au cam trișat un pic pentru că i-a arătat bluza lui, deși trebuia doar să mimeze, să-i deseneze, să-i arate sub altă formă. Așa că toți au tăbărât pe ei, fetele împreună cu Dima au zis că au trișat și aici s-a iscat o mică ceartă între ei. Ce se face? Așa se mai ceartă și copilașii de clasa 3-a uneori când se mai joacă în parc? Nu, chiar s-au aprins degeaba, au fost distractivi și mă uitam la ei cum se agită fără niciun motiv însemnat.